Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Astăzi vom identifica algoritmul de rezolvare a unei probleme ce utilizează microcontrolerul Arduino Uno și simulatorul Tinkercad. În această lecție vom folosi un microcontroler care va acționa ca un comutator. Să ne reamintim că un microcontroler este un calculator foarte simplu care poate fi programat. În această lecție ne propunem realizarea și programarea unui circuit electronic care să simuleze cu ajutorul platformei Tinkercad modul de funcționare a unui semafor. Pentru realizarea și programarea circuitului propus, precum și simularea acestuia, identificăm trei pași de urmat. Selectarea componentelor necesare pentru construirea circuitului, utilizarea blocurilor de programare din aplicația Tinkercad pentru realizarea unui program care să simuleze variația de lumină a unui semafor, și activarea simulatorului Tinkercad pentru vizualizarea modului de funcționare a circuitului programat. Identificăm componentele necesare pentru construcția circuitului. Plăcuța de dezvoltare Arduino Uno, 3 LED-uri colorate diferit în roșu, galben și verde. Cele trei diode vor emite luminile colorate corespunzătoare becurilor unui semafor, trei rezistori și, bineînțeles, firele de legătură pe care le vom colora corespunzător LED-urilor aferente. La pasul 1 ne propunem să construim cu ajutorul componentelor din simulatorul Tinkercad un circuit asemănător cu cel din imaginea prezentată. Pentru construcția circuitului semafor, identificăm și aducem componentele necesare în zona de lucru. Plăcuța de dezvoltare Arduino Uno, LED-ul 1 care observăm că are deja culoarea roșie, cel de-al doilea LED pe care îl personalizăm cu culoarea galbenă și cel de-al treilea LED pe care îl personalizăm cu culoarea verde. La pasul următor vom aduce din zona de componente a aplicației Tinkercad câte un rezistor pentru fiecare LED în parte și îi vom poziționa corespunzător. În continuare ne propunem să conectăm cele trei LED-uri la plăcuța de dezvoltare Arduino Uno cu ajutorul firelor de legătură. Aceste fire vor fi colorate în funcție de LED-urile pe care le deservesc. Astfel vom selecta un fir roșu simplu pentru LED-ul roșu și facem legătura cu pinul 13, un fir simplu colorat în galben pentru LED-ul galben și facem legătura la pinul 12 al dispozitivului nostru și mai avem nevoie de un fir simplu colorat în verde pentru LED-ul verde care va face legătura dintre acest LED și pinul 11 al plăcuței Arduino Uno. Va trebui să realizăm și legătura la împământare cu trecere prin rezistori. Astfel, vom selecta fire colorate cu negru și vom face legătura de la LED la rezistorul atașat și de la rezistor la pinul ground al plăcuței. În acest fel, circuitul nostru a fost construit și așteaptă să fie programat. Avem trei LED-uri, roșu,
galben și verde. Circuitul a fost realizat și ne propunem programarea acestuia. Deschidem zona de cod a aplicației și îndepărtăm codul existent și ne reamintim că pinii de legătură utilizați la construcția circuitului sunt 13 pentru LED-ul roșu, 12 pentru LED-ul galben și 11 este pinul legat de LED-ul verde. Vom aprinde și vom stinge intermitent fiecare LED în parte. Astfel, pinul corespunzător LED-ului roșu este setat la High și se așteaptă o secundă și apoi va fi setat la Low și se așteaptă o secundă. Se utilizează alternativ blocurile Set Pin To, aflat în categoria blocurilor de ieșire, și Wait din categoria blocurilor de control. Vom proceda similar și cu LED-ul galben și utilizăm opțiunea de duplicare a blocurilor adăugate. Modificăm pinul la care se face referire și vom alege pinul 12 corespunzător LED-ului galben. Acesta va fi setat la High, se așteaptă o secundă și apoi va fi setat la Low și se așteaptă o secundă. Repetăm procedeul pentru programarea LED-ului verde legat la pinul 11. Va fi setat inițial pe High, se așteaptă o secundă și apoi va fi setat pe Low și se așteaptă o secundă. Astfel, circuitul este programat. Circuitul a fost construit și programat. Vom activa simulatorul Tinkercad din partea dreaptă sus a aplicației și vom observa cum LED-urile roșu, galben și verde se aprind și se sting intermitent. Ne propunem să realizăm o modificare în programarea circuitului și vom face ca LED-ul roșu și cel verde să rămână aprinse timp de 3 secunde. În blocurile de control Wait, poziționate sub setarea pe High a LED-urilor roșu și verde, vom modifica valoarea parametrului la 3 secunde. Astfel, LED-ul roșu se aprinde și rămâne aprins timp de 3 secunde, LED-ul galben se aprinde și rămâne aprins timp de 1 secundă, iar LED-ul verde se aprinde și rămâne aprins timp de 3 secunde. Exersează singur. Folosind blocurile aplicației Tinkercad, modifică programul anterior, astfel încât semaforul simulat să funcționeze după cum urmează. Lumina verde va fi pornită timp de 3 secunde, lumina galbenă va clipi de 5 ori și apoi lumina roșie va fi pornită timp de 3 secunde. Urmărește reprezentarea grafică din imagine și identifică cum sunt transpuse blocurile folosite în limbajul de programare. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți realiza și programa un circuit electronic care să simuleze, cu ajutorul platformei Tinkercad, modul de funcționare a unui semafor.